Omul de afaceri Nicolae Badea a reacționat după ce clubul din Liga 1 a fost notificat că nu mai poate folosi denumirea FC Dinamo. Conducerea SC Dinamo 1948 s-a fost anunțată că nu mai poate folosi denumirea de FC Dinamo în scop sportiv și comercial. Societatea care deține patrimoniul pentru denumirea FC Dinamo București este Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, deținută de Nicolae Badea. Nicolae Badea dă primele explicații după ce a luat marca FC Dinamo oamenilor din DDB și lui Răzvan Zăvăleanu. Se produce o confuzie. Nu au voie să o folosească în scop comercial. Nicolae Badea a explicat care este diferența între cele două societăți comerciale. Ei sunt SC Dinamo 1948. FC Dinamo se produce o confuzie. Sunt și FC Dinamo și SC Dinamo și nu vrem decât să se clarifice modul de lucru. Rămân implicat la Dinamo. Eu nu m-am dezis niciodată că nu sunt aproape de Dinamo. Sunt dinamovist și sunt membru de DB. Pot să ajut din calitatea asta sau în calitate de cumpărător de publicitate. FC Dinamo este o entitate, SC Dinamo 1948 este o altă entitate. Utilizarea în scop sportiv a mărcii, culorii și alte lucruri care derivă din brandul FC Dinamo rămâne în continuare. Nu pot utiliza FC Dinamo în scop comercial. Acestea pot fi utilizate strict în scop sportiv, a spus Nicolae Badea pentru un exclusivitate pentru Antena Sport. Dinamo, eșec dureros cu CS Mioveni. CS Mioveni a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo, într-un meci din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii 1. Au marcat Panait 72 și Sanoh 84. În minutul 80, de la Dinamo a fost eliminat Irobiso. Clasamentul play-out-ului este următorul: 1. Rapid 32 de puncte, 2. FC Botoșani 32, 3. Sepsi 30, 4. UTA Arad 26, 5. Craiova 1948 25, 6. CS Mioveni 25, 7. Chindia Târgoviște 22, 8. Dinamo 13, 9. Academica Clinceni 1, 10. Gazmetan Mediaș 25. Trimite pe Facebook, WhatsApp, WhatsApp, Twitter. Daniel Nazare, autor aproape 25 de ani de experiență în presa sportivă. A debutat ca jurnalist în 1997, în primul an de facultate, fiind redactor la ziarul Ziua, care avea, la acea vreme, un supliment de 4 pagini dedicat sportului. Apoi s-a transferat la Sportul Românesc, evenimentul zilei, ProSport, reporter special îl citește mai mult.